Bună ziua, dragă audiențe, și bine ați venit! Suntem la Timișoara și bineînțeles că nu putem să nu pășim pe urmele Revoluției din 1989 și să nu descoperim încă o dată pentru voi pagina de istorie. Suntem cu domnul Ludovic Satmari și dânsul o să fie ghidul nostru de turism pe partea asta de Revoluție. Vă salut! Bine ați venit! Bine v-am găsit! Și nu numai ghid pe partea asta, dânsul reprezintă Visit Timișoara, dar mai multe o să ne spună dânsul. Da, sunt ghid de turist de vreo 20 de ani și de 2 ani lucrez la organizația de management al destinației Visit Timișoara, un parteneriat public-privat care folosește banii din taxa hotelieră pentru promovarea orașului, prin participare la târguri, prin invitarea de jurnaliști, prin tipărirea de materiale promoționale, prin site și așa mai departe. Și suntem într-un loc pe care mulți ar spune că este locul de pornire al Revoluției. Da, da, suntem pe o străduță mică, în apropiere de o piață mică, de Piața Maria. Și ne aflăm aici pentru că în spatele nostru este o clădire care are în ea și o biserică. Așa se făcea la începutul anului 1900, o clădire de apartamente cu apartamente de închiriat, construită de comunitatea reformată din Timișoara. Din chiria apartamentelor își susțineau activitatea și la etajele 1 și 2 avem biserica, vedeți acolo vitralele, iar la parter casa parohială. În această biserică activa Laszlo Tökes, preot reformat, care făcea parte dintr-o dublă minoritate, adică o minoritate etnică, fiind maghiar, și o minoritate religioasă, fiind preot reformat. Numai mai multe ori incidente a unor activități pe care le-a făcut el, activități cu tineri în care s-au recitat poezii considerate nepermise. El a intrat în vizorul autorităților și i s-a sugerat să plece. A refuzat să plece, chiar episcopul lui de la Oradea a încercat să-l convingă, nereușind, l-a dat în judecată pe parte civilă, procesul și-a urmat cursul, iar în decembrie 15 trebuia pusă în aplicare sentința definitivă. Adică trebuia executată sentința, trebuia scos afară preotul din casa parohială. În 15 decembrie era vinerea. Preotul vorbise în biserică în duminica anterioară despre lucrul acesta și oamenii din parohie au decis să vină să-l susțină. Un gest neobișnuit, deoarece era un protest, practic. Chiar dacă ei au venit și s-au strâns aici deja de la primele ore ale dimineții, ca să fie sigur că nu îl iau așa de vreme. Asta în ziua de vineri, nu? Ziua de vineri, da. 15. S-au strâns aici câteva zeci de oameni la început și mai târziu până pe la 200. Au stat aici toată ziua până spre după amiază. Bineînțeles, autoritățile știau deja, aveau posturi de filaj, aveau oameni în civil trimiși aici care să supravegheze. Și pentru că oamenii nu voiau să plece, ajunge aici și primarul Timișoarei de atunci, Moț, îl chema, care merge înăuntru, vorbește cu preotul și ies împreună amândoi la geamurile acestea. Cele de aici de la parter. Da, da. Și primarul promite oamenilor că se va ocupa personal de problemă și preotul nu va fi evacuat. Oamenii plusează puțin din comunitate, zice, da, dar vedeți că soția preotului este însărcinată și nu au lemne și stau în frig și au niște geamuri sparte și să rezolvați și chestiile astea. El promite că se rezolvă totul și că mâine preotul va fi tot aici. Până la urmă, oamenii pleacă acasă, dar a doua zi se repetă pentru că lumea din comunitate... Sâmbătă, da, se lucra sâmbătă atunci, de obicei era zi mai scurtă. Oamenii vin de dimineață aici să se asigure că promisiunea este respectată. E, dar pe parcursul zilei, pe lângă enoriașii biserice, se strâng și alți timișoreni. Pentru că vestea a circulat foarte rapid,
chiar dacă nu existau decât telefoane fixe și șalea destul de Și am puține. Înțeles că nu neapărat prin telefoane. Nu. Pentru că lumea știa că telefoanele sunt ascultate și... Din vorbă în vorbă, din cunoștință în cunoștință. Și lumea se strânge tot mai mulți. Mulți oameni circulau pe aici. Am ieșit în ziua de 15 la bulevardul cu care se intersectează strada asta, e linia de tramvai. Da. Vremea respectivă se circula foarte mult cu tramvaiul. Nu consumai benzina pentru circulat în oraș, că și se găsea. Și oamenii care circulau greu cu tramvaiul vedeau și-au probabil. Și-au văzut aici, oamenii care s-au strâns, au avut și lumânări, deci era ceva neobișnuit, lumea punea întrebări și au aflat că ceva se întâmplă. Unii știau de preot pentru că apăruse în unele interviuri de la televiziunea maghiară. Aici lumea putând să recepționeze canalele din Ungaria și din Serbia. Acum 30 de ani clădirile aveau păduri de antene. Cartagi, așa, cu... M-am speriat când am ajuns prima dată la Timișoara, n-am știut ce să le-a. Acum puține mai sunt. Și unii îl știau deja pe preot. Cert este că în 16, după amiaza, pe lângă oamenii din parohie care erau masați mai mult aici, la colțul străzii și mai departe în piață se strânsese o mulțime destul de mare, iar oamenii din parohie erau deja oarecum minoritari, erau mai puțin decât restul oamenilor. Voiau să se asigure că preotul, el încerca să calmeze situația, era frică, bineînțeles, deja se făcuse foarte mult vâlvă, le spunea să stea calm. Oamenii ziceau, voiau să verifice dacă el este singur, dacă nu, l-amenință cineva din interior să spună ceva sau să facă ceva. Și atunci au fost care au intrat înăuntru și au verificat că așa este. Din mulțimea asta se mai strigau una alta, adică mai striga lumea, vrem curent. Da? Electricitatea se întrerupea seara ca să facem economie, să plătim datoria externă, care, apropo, era deja plătită. Datoria externă a României se plătise la începutul lui 89, dar nimic nu se schimbase. Adică oamenii trăiau la fel de prost, sau din ce în ce mai prost, ca și până atunci. Și ăsta era unul din motivele. Vrem pâine, vrem căldură, deci lumea striga chestiile astea, însă erau așa strigăte răzlețe și nu era o voce comună. Câțiva tineri se strâng și se vorbesc și zic, mă, noi pentru ce am venit aici, hai să facem ceva. În același timp, timișorenii și românii, în general, știau ce se întâmplase în restul blocului comunist. Știau de căderea zidului Berlinului, pentru că ascultau la Europa Liberă. Oficial, în România nu se aflaseră chestiile astea, dar lumea le cam știa și așteptau să se întâmple ceva și aici, pentru că regimul se cam schimbase peste tot. Ei bine, tinerii ăștia se vorbesc, ok, hai să facem ceva, hai să facem ceva mai serios. Discută că nu folosesc nume și că nu se cunosc între ei, în ideea că dacă sunt prinși, să nu se știe că au acționat împreună, că au planificat și așa mai departe. Și câțiva dintre ei, printre care Ioan Monoran și Daniel Zăgănescu, merg la linia de tramvai. Ioan Monoran oprește unul dintre tramvaie. Chiar aici? Chiar aici, o să mergem imediat. Da. Îl ține pe Vatman, îi spune să nu plece. Daniel Zăgănescu se urcă pe tamponul tramvaiului și uită ce a discutat cu ceilalți. Își spune numele. Mă cheamă Daniel Zăgănescu. Sunt student, nu era student, însă a vrut să-și dea un pic mai multă importanță, mai multă credibilitate și nu mi-e frică de securitate. Jos Ceaușescu. Deci este prima strigare de genul acesta. Da, da. Ai zis exact ce trebuia să zic. Lumea era terifiată de securitate, pentru că putea să te afecteze pe tine, dar și toată familia ta dacă făceai ceva de genul acesta. Fiecare ar fi strigat asta, însă nimeni nu avea curajul să o facă așa expus și să fie primul. A repetat chestia asta de câteva ori și apoi întreaga mulțime a pornit și de aici n-a mai putut fi oprit ce a urmat. Ce vedem pe clădire? Vedem un graffiti care a fost pus pe o placă, a fost copiat și pus apoi pe o placă după ce s-a renovat clădirea, care zice în maghiară, trăiască Tökes Laszlo, libertate. Ăsta a fost scris chiar în zilele Revoluției. Suntem în 16, sâmbătă spre seară. Ce se întâmplă? Sunt trimise aici trupe de intervenție, nenarmate, și mașini de pompieri care reușesc să disperseze
mulțimea. Însă mulțimea se regrupează, devastează magazinele, vitrinele magazinelor, mai ales librăriile. Erau câteva librării pe aici. În librărie erau la loc de cinste cărțile scrise de Ceaușescu și Elena, pe care ei le iau, le rup și le dau foc. Oamenii se regrupează, merg la actuala prefectură, sediul județean al Partidului Comunist de atunci, județeana de partid, cum se zicea, protestează și acolo. Unde era situat? Un pic mai încolo, dincolo de centru, așa, dar se fac și coloane care merg în toate cartierele orașului până târziu în noapte, după aceea revin în centru, se grupează la catedrală. Care era ideea? Ideea era ca toată lumea să afle ce a început și au încercat să meargă mai ales în cartierele de blocuri unde au strigat, au scandat și lumea în noaptea a cam aflat ce s-a întâmplat în 16 decembrie. Așa a început revoluția. Nu s-a tras pentru că n-a fost ordin și pentru că cei care au venit nici n-aveau armament sau dacă aveau armament n-aveau muniție, însă s-au făcut foarte multe arestări, câteva sute de arestări s-au făcut în noaptea aceea. Putem să mergem mai departe să vedem niște plăcuțe care ne spun că acesta este locul în care a început revoluția. Chestia asta cu începutul revoluției e un pic dezbătută. Vedeți, aici sunt două plăcuțe care zic în patru limbi. Patru limbi pentru că Timișoara este un oraș multicultural. Astea erau limbile vorbite și mai sunt limbile care se vorbesc la Timișoara. Avem aici română, sârbă, germană, maghiară. Ați văzut că scrie 15 decembrie. Și acum îți pui întrebarea, când a început? În 15 sau în 16? În 15 lumea s-a strâns pentru preot. În 16 abia s-a strigat jos Ceaușescu. E, dar ar fi fost 16 fără 15? Nu. Probabil că nu. Deci eu zic că revoluția a început în 15 și în 16. Adică 15 fără 16 nu a început nimic, 16 n-ar fi existat fără 15. Putem merge acum să vedem liniile de tramvai. Când s-a oprit tramvaiul, bineînțeles, asta a creat un blocaj, pentru că în spatele lui s-au oprit și alte tramvaie, lumea s-a dat jos, cei mai mulți au venit să vadă ce se întâmplă și în felul ăsta a crescut mulțimea care era aici. Stația era un pic diferită atunci, era un pic diferită configurația, dar aici se văd linii de tramvai și este și un nod de tramvai pentru că sunt mai multe linii care se intersectează aici. Da, uite aici în dreapta. Da. Aici avem intersecția. Și asta este piațeta Maria cu o statuie a Fecioarei Maria. Tradiția spune că aici este locul în care a fost schingiuit Gheorghe Doja la răscoala țărănească din 1500. Se pare că nu a fost chiar locul acesta, însă așa a rămas în tradiție. Mergem mai departe și o să trecem Bega și o să ajungem în centrul Timișoarei. Aici suntem la granița dintre două cartiere istorice. Cartierul Elisabetin, da, pe partea dreapta noastră, a bulevardului, cartierul Iosefin, de dincolo de bulevard. Bulevardul era cândva granița dintre cele două cartiere, care la un moment dat aveau oarecum și o administrare separată. Ar trebui să traversăm, să mergem să vedem și bustul lui Ioan Monoran, cel care a oprit tramvaele. Ioan Monoran era poet, făcea parte din boema timișoreană de atunci. Cum ziceam, vedem aici bustul lui Ioan Monoran, care era poet și făcea parte din boema timișoreană și el a fost cel care a oprit tramvaiul. Se spune că după ce a oprit tramvaiul a zis, doamnelor, poftiți la revoluție. N-a fost publicat, evident, înainte de revoluție. Primul lui volum de poezie a apărut post-mortem și vă recomand, dacă puteți, să citiți poezia Dragă poezie, care este un fel de ars poetica a lui și care mie îmi place foarte mult. Mergem mai departe către catedrală. Acum, din 16 și până în 25, în fiecare loc s-au întâmplat lucruri în zile diferite. Aici, pe lângă cei cu bastoane și cu căști și cu scuturi, au fost trimise și mașini de pompieri. Și aici,
Asta ca să-i stropească pe... Da, ca să-i stropească pe protestatari. Se întâmplau și chestii hilare, adică, de exemplu, a venit mașina de pompieri, a dat drumul la apă și apa a țâșnit așa foarte slab, după care s-a oprit. Soldații care erau aduși, au fost aduși soldați din diferite unități din apropierea Timișoarei, de la Buziaș, de la Arad sau chiar de la Orăștie, erau duși la cantină, în cantină mâncau aproape pe întuneric pentru că nu existau becuri. Chestia asta a văzut-o chiar fratele lui Ceaușescu, care era în armată și care a venit să inspecteze treburile pe aici, chiar în, a fost trimis chiar în timpul Revoluției. Adică erau și chestii din astea care de fapt arătau cum era organizată societatea și armata atunci. Dacă tot suntem aici, mergând spre catedrală, pot să vă arăt și o placă ce ne aduce aminte de Revoluția din Budapesta, din Ungaria, de 1956, Revoluția anticomunistă. La Timișoara au existat manifestații de susținere, care însă au fost anihilate din fașă, însă peste 800 de studenți au fost arestați și lucrurile s-au întâmplat chiar aici. Ce este interesant este că în timpul Revoluției din 89 de la Timișoara au existat manifestații de susținere la Budapesta. Și încă un lucru interesant, chestia cu gaura în steag a fost folosită și în 56 la Budapesta. Nu știu dacă și ei au luat-o de undeva, dar e foarte posibil ca noi s-o fi luat de acolo unii aducându-și aminte sau pur și simplu a fost un gest normal, natural de a înlătura ceva ce revoluționerii au considerat că e nepotrivit. Mergem spre catedrală. În 16 după amiaza încep lucrurile serioase. În 17 deja se trage. Adică vă dați seama ce rapid se întâmplă totul. La mai puțin de 24 de ore, Ceaușescu a dat ordin să se tragă. O să vedem unde au murit primii oameni împușcați în 17, dar la catedrală o să vedem unde au murit oameni mai mult în 18, pentru că și în 18 s-a tras și au murit oameni chiar pe treptele catedralei. Catedrala Mitropolitană, unul din cele mai vizitate locuri din Timișoara, un simbol al orașului. Aici și noaptea de 16 s-au strâns oamenii și în 17 s-a manifestat aici, însă în 18, după amiaza, aici era un grup de oameni, chiar și cu copii, care scandau și care și cântau. Au cântat aici Deșteaptă-te române, s-a cântat Hora Unirii. Ei bine, la un moment dat trece prin fața catedralei o mașină blindată, un TAB, din care se trage în rafală în oamenii de pe catedrală. Se pare că chestia asta s-a întâmplat de două ori, s-a tras de două ori, pentru că există mărturii care zic o oră și mărturii care zic altă oră și se pare că chestia asta s-a întâmplat de două ori. Unul din momente a fost filmat din clădirea verde de peste drum, da? De la etajul 1, unde locuiește încă un regizor, Victor Popa, care avea cameră de filmat și care dă fereastra la o parte și înregistrează tot momentul. Filmarea există pe YouTube, puteți să o găsiți. Da, da. Se văd urme de gloanțe în zidul bisericii. Treptele au fost schimbate, a fost discuție mare atunci cu schimbarea treptelor, însă biserica le-a donat totuși unor asociații de revoluționari și ele există păstrate, în mare parte. Aici avem câteva plăcuțe cu cei care au murit pe treptele catedralei. Și vedem cărămida ciobită aici, de exemplu. Vedem ochiuri. Și mai sunt, vedem ochiuri lipsă, e foarte probabil că acelea au fost parte la Revoluție și când s-au schimbat nu s-a mai păstrat modelul. Iar aici iarăși trebuia să fie aceeași culoare, aici se forma o cruce, dar probabil și astea două au fost schimbate la un moment dat. Și aici avem urmă de glonț și aici. Este o mare discuție dacă ușile catedralei au fost închise sau nu. Unii susțin cu tărie că cei din biserică nu au lăsat oamenii să se refugieze. Alții susțin chiar că au intrat. Acum poate să fie adevărate ambele. Dacă ne uităm, ușile se deschid spre exterior și dacă ne imaginăm un moment din acela în care sunt aici câteva zeci de oameni și în care se trage și panica creată și
Toată lumea dă buluc la uși, adică unde să găsești luciditatea ca să stați puțin, tragi de ea, de fapt. Să ne dăm toți înapoi doi pași ca să putem deschide ușa să intrăm. Nu știm dacă au fost sau nu închise, dar poate să fie și chestia aceasta. Piața Victoriei, numită așa după Revoluție. Înainte de Revoluție se numea Piața Operei, după clădirea Operei și a Teatrului Național. Interesant este faptul că piața devine pietonală integral abia în primăvara lui 89. Când a fost construită piața la 1910, era un bulevard de fapt. Tramvaiul circula pe ambele părți. S-a schimbat chestia asta, ultima parte din care a fost scoată de circulație fiind chiar cea din fața Operei. Multă lume face confuzie și spune că de aici, din Piața Victoriei, a început Revoluția. Nu este așa. Aici s-a încheiat oarecum la Timișoara Revoluția și aici s-a desfășurat o mare parte, însă ați văzut unde a început. Există acum un proiect de marcare și punere în valoare a locurilor fierbinți din Revoluție, făcut în cadrul proiectului Timișoara, Capitala Europeană a Culturii 2023. El a fost făcut, proiectul urmează doar să se execute. Mergem aici să vedem un monument, unul dintre monumentele dedicate Revoluției. Vedem aici monumentul Crucificare, făcut de sculptorul Paul Neagu, sculptor român care a trăit la Londra și care l-a oferit Timișoarei. Recent am aflat că monumentul trebuia să fie făcut fără soclu, să fie chiar din pavajul pieței, ar fi avut un impact mai mare, zic eu, însă cei care l-au montat n-au ținut cont de asta. Iar jos vedem o listă cu eroii martiri ai Revoluției, peste 110 persoane, numele sunt puse alfabetic. Și pe listă avem și o serie de persoane neidentificate. Acolo sunt ferestrele, în față de unde s-a filmat momentul. Deci la clădirea verde, da, etajul 1, cele 1, care sunt deasupra, scoase în afară? Da, cele de deasupra cariatidelor care susțin balconul. Așa. Unul dintre obiectivele mai puțin cunoscute ale Revoluției este acest copac din fața noastră, o magnolie, care se numește copacul sau pomul libertății. Vedeți, nu e într-o stare prea bună, că nici libertatea noastră nu e într-o stare prea bună. Acum lucrurile se îmbunătățesc, dar dacă ne gândim la anii 90, la anii 2000, a fost plantat chiar în ianuarie 1990 de către o delegație a pompierilor din Franța, din Marsilia, da, din Marsilia, care au venit aici cu ajutoare. Spuneam că deja în 17 decembrie s-a tras. O să vedem de unde s-a tras prima dată, în Piața Libertății. S-a tras și aici, s-a tras și la județeana de partid, s-a tras și în Calea Girocului, unde oamenii au făcut o baricadă oprind tancurile care veneau de la unitate de tancuri situată în primul sat de acolo, de la ieșirea aceea din Timișoara. S-a tras în apropierea unui pod care era blocat ca revoluționarii să nu poată merge spre județeana de partid. Ideea este că cei mai mulți oameni au fost uciși, răpuși de gloanțe în 17. Aproximativ 68 din cei 110. Spre deosebire de restul României, unde s-a murit mai mult, deci per total s-a murit mai mult după 22. După ce Ceaușescu a fost prins în toată isteria aceea cu teroriștii. Au murit și aici oameni după 22, dar mai puțin decât înainte. Adică dacă în prima zi au murit 68, s-a mai murit și în 18, și în 19, și în 20, deci ponderea celor de după 22 e chiar mică. Vreau să mergem să vă mai arăt un monument sculptat de un sculptor timișorian, probabil cel mai valoros sculptor timișorian, Peter Ieța, care nu mai e printre noi și care e dedicat Revoluției în general, dar eu îl văd și ca un monument dedicat
a ceea ce s-a întâmplat în noaptea din 18 spre 19. Am vorbit doar de numărul de morți, însă numărul de răniți, bineînțeles, era și mai mare. Adică undeva la 200 de răniți și da. Să ne imaginăm ce se întâmpla cu ei. Adică veneau salvări, cei care trăgeau în salvări, nu îi lăsau să ia răniții, oamenii erau duși cu mașini private, revoluționarii opreau mașini pe stradă și mergeau aici în stânga și îi puneau în mașină și ajungeau la spital, la tot felul de spitale, că nu mai puteau să-i primească, intrau în operație. Vă dați seama ce înseamnă asta atunci și cu materialele care erau atunci și cu lipsurile care erau atunci. Și s-au făcut niște eforturi extraordinare și medicii au fost ei înșiși niște eroi. Dar armata și securitatea, probabil securitatea mai mult, au vrut să preia controlul asupra spitalelor, ca cei care au fost răniți să nu poată pleca, să fie anchetați acolo, să spună cine i-a făcut să facă asta și deja îi anchetau, ei fiind acolo, pe paturile de spital. Ceaușescu pleacă în Iran, în țară rămâne Elena și cu aparatul de guvern și cu partidul și așa mai departe. Acum, ce decid ei? Vrând să facă să dispară urmele revoluției, și anume morții, pun în aplicare operațiunea Trandafirul. Adică, din cele 68 de cadavre, 43 sunt încărcate într-un camion frigorific de la fabrica Comtim, care făceau mezeluri, așa, și prelucrau carne de porc, și duși la București, la crematoriu Cenușa, unde cadavrele sunt arse. Ideea era să-i facă dispăruți odată, de aceea s-au și ars documentele de intrare în spital și planul era ca rudelor celor decedați să li se spună că respectivii au fugit peste graniță, dacă de aici se pleca destul de mult peste graniță, se fugea, dar în același timp probabil că au vrut să evite și înmormântările. Revoluția din Budapesta, de exemplu, a început de la o înmormântare a unuia care a protestat foarte mult împotriva regimului. Dar gândiți-vă cum ar fi ca aproximativ în aceleași zile să aibă loc 60 și ceva de înmormântări în cele câteva cimitire ale orașului. Adică probabil că în fiecare cimitir aveau câteva, nu? 7-10 înmormântări loc și toată lumea care s-ar fi strâns acolo și gândiți-vă ce ar fi însemnat aia. Adică ce potențial exploziv avea chestia. Deci probabil că și ăsta a fost unul din motive. Și vedem acest monument unde eu îl văd ca pe niște cadavre care sunt pur și simplu stivuite, care sunt tratate ca niște bucăți de carne de care cineva vrea să scape ca să șteargă urmele. Iar în jurul lor avem niște bănci de ciment pe care sunt trecute zilele Revoluției de la Timișoara. Locuri în care poți să stai și să te gândești la ce a însemnat asta pentru noi. Băncile încep chiar cu 15, 16, 17, de sunt trecute zilele Revoluției și până în 21, da. Un intermețu aici. Avem afișată proclamația de la Timișoara din martie 1990, celebra proclamație cu celebrul punct 8, care, bineînțeles, nu s-a aplicat niciodată. O avem așa ca un document a ceea ce ar fi putut să fie. Evident că nu ar fi rezolvat asta toate problemele noastre, dar probabil că ar fi fost mai bine. Am fi fost mai bine astăzi dacă s-ar fi aplicat. Și cam ce aplicat. Conține punctul 8 pentru cei care punctul nu pot vedea? Punctul 8 spune ca cei care au avut funcții de conducere în vechiul regim să nu mai poată candida și să nu mai poată fi aleși, cel puțin pentru o perioadă după Revoluție. Lucru care evident nu s-a întâmplat. Știm cu toții că mare parte a clasei politice au fost de fapt oameni din eșalonul 2, eșalonul 3, care doar au făcut un pas în față. Nu și mai spuneau tovarăși, și spuneau domni și ei au preluat, din păcate. Mergem mai departe către balconul
Revoluției. Suntem în Piața Victoriei, fostă piață a Operei. Suntem în fața clădirii Operei și a Teatrului Național. Se mai numește, de aceea se mai numește și Palatul Culturii. Unul din locurile fierbinți ale Revoluției. Aici au murit oameni și în 17, și în 18, și în 19, în diferite părți ale pieței. Cum au murit? De unde se trăgea? Ce se întâmpla? Se trăgea și din unele clădiri, se trăgea și de pe stradă. După aceea, din clădiri s-a tras mai mult după 22. Și în clădiri s-a tras după 22. Deci după 22 au murit oameni așa, împușcați în casă. Sau loviți de gloanțe rătăcite. Cine trăgea? Teroriștii. Okay. Care nu au fost găsiți niciodată, evident. Okay. Vreau să vă mai spun despre dimineața de 17. Am discutat despre 16, ce s-a întâmplat, ce s-a întâmplat noaptea și despre faptul că în 17, după amiaza, s-a tras. E, dimineața, autoritățile au avut ideea de a organiza parade militare prin oraș ca să arate prezență. Și atunci diferite detașamente de militari au ieșit din unitățile militare și au mers pe diferite bulevarde ale orașului. Aici a ieșit chiar fanfara militară care avea sediu aici în apropiere și a mers cu cântec până la catedrală. Era duminică dimineața, lumea tot așa își făcea drum prin oraș, asta e zona de promenadă, mulți se prefăceau că merg la biserică sau că pur și simplu se plimbă, dar ei voiau să vadă ce se întâmplă, iar paradele au fost huiduite de oameni pentru că erau total neobișnuite, adică paradele aveau loc când era câte o sărbătoare, una sau alta, a armatei sau sărbătoare națională, dar astea erau fără motiv, doar ca să arate, așa s-au gândit, să arate puțină prezență. Și asta s-a întâmplat și aici. În 18, cum spuneau, au mai murit oameni. Lumea a început să strige că vor morții înapoi. Nu știau unde sunt cadavrele, nu știau unde sunt cei morți, nu știau dacă sunt morți. Puteau fi morți, dispăruți, arestați, nu știau ce-i cu ei. În 18 spre 19 are loc operațiunea Trandafirul. Cum v-am zis, 43 de cadavre sunt duse și incinerate la București. În 19 se mai trage, dar e un pic mai multă acalmie, însă deja lumea fremăta și oamenii refuzau să lucreze la locurile de muncă, în fabrici. Unii nu mergeau sau pur și simplu dacă mergeau acolo, vă dați seama, toată lumea discuta, era oprit lucru. Nu se lucra, da. Da, autoritățile mergeau acolo, încercau să controleze situația, să facă ședințe în care condamnau ce s-a întâmplat în oraș, huligani și așa mai departe. Și le era frică, bineînțeles, ca muncitor respectiv să nu pornească în grevă. În fața unelor fabrici au fost duse mașini ale armatei. Oamenii din fabrici au protestat și au fost incidente acolo. Până la urmă au trebuit să ia mașinile de la unele fabrici. Cert este că în 20 se iese în grevă masivă din toate marile fabrici ale Timișoara, fabrici care aveau 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 de oameni pe tură, pe schimb. Și vă dați seama cum veneau coloanele acelea cu mii de persoane care atunci când se uneau ajungeau la 10.000 de persoane. Armata devine mai reținută, adică era puhoi de oameni, 10.000 de oameni pe stradă și dacă ar fi tras, imaginați-vă că nu putea să se întâmple decât un măcel. În plus, lumea făcea presiuni. Și chiar au oprit tancurile când au făcut baricada respectivă, le-au cucerit practic. Bine, după aceea au fost recucerite de armată. E, în 20, deja oamenii venind așa puhoi, 10.000 de persoane aici și la județeana de partid, unele detașamente sunt trase în unități și oamenii îi conving pe unii din cei de pe tabur sau de pe tancuri să treacă de partea lor. Adică ajung aici în piață pe mașini blindate, cu steaguri și strigând împotriva regimului. Așa că putem să ne imaginăm piața asta în 20, plină cu aproximativ 150.000 de persoane. Gândiți-vă, 3 stadioane de fotbal, toate aici, toată piața, aproape până la catedrală era plină, plus aici pe străzile laterale care vin în piață, care practic sunt mai aproape de balconul Operei. În Operă se formează un front, Frontul Democrat Român, ei fac o listă de solicitări și foarte multe discursuri sunt rostite de acolo, de la balcon, iar Timișoara este proclamat
primul oraș liber de comunism din România în data de 20. Era deja la Timișoara primul ministru de atunci, l-a trimis Elena Ceaușescu, Dăscălescu. Ceaușescu încă era plecat în Iran, el era terifiat, n-a ajuns la operă, trebuia să ajungă la operă, că de aceea se montase sistemul de sonorizare în balcon. A mers doar la județeana de partid, unde a discutat cu câțiva reprezentanți strânși ad hoc sau aleși ad hoc ai revoluționarilor și ce au solicitat ei au fost înlăturarea lui Ceaușescu, demisia guvernului și să se comunice peste tot în mass media ce s-a întâmplat la Timișoara și, bineînțeles, anchetarea celor vinovați pentru oamenii uciși și eliberarea celor arestați. Lucru care deja se întâmplă pe finalul zilei în 20. Ce se mai întâmplă aici? Piața rămâne ocupată zi și noapte, bineînțeles, noaptea mai puțin, dar lumea stă aici în turele, era frică să nu fie recucerită cumva de armată și de securitate. Iar în 21 sunt aduse la Timișoara, cifrele diferă, dar se pare că pe la 14 garnituri de tren, toate așa cu 14-15 vagoane, cu gărzi patriotice, muncitori scoși din tura de noapte de pe platformele industriale din Oltenia și aduși aici, spunându-li se că ungurii și sârbii și huliganii încearcă să ne strice țara. Revoluționarii află de lucrul acesta, merg la gară, îi întâmpină și îi aduc aici în centru, unde ei văd că nici vorbă de huligan, nici vorbă de unguri, ci sunt pur și simplu timișoreni care se săturaseră de regimul comunist. Însă foarte mulți nici n-au coborât din tren. N-a funcționat chestia asta și mai mult decât atât a avut un efect de bumerang, pentru că mare parte din acei muncitori s-au întors înapoi în Oltenia, în Craiova și așa a început și acolo revoluția. Unul din momentele foarte încărcate este acela când se spunea Tatăl nostru. Adică gândiți-vă, 150.000 de oameni care în mod normal erau cu fața spre balcon și la un moment dat de la balcon a fost și un preot acolo care el a zis probabil primul că haideți să ne rugăm Tatăl nostru, rugăciune care îi da toate religiile creștine și atunci toată masa asta se întorcea cu fața spre catedrală, îngenuncheau și se rugau toți într-un singur glas. Și bineînțeles că erau și români, și maghiari, și sârbi, și nemți, și bulgari, și catolici, și ortodoxi, și protestanți, și neoprotestanți, și toți se rugau într-un singur suflet. Mergem mai departe spre Piața Libertății, un alt punct fierbinte al Revoluției. Un alt monument dedicat Revoluției este aici, realizat cu ajutorul orașului înfrățit Karlsruhe, din Germania. Avem un cub care are pe toate laturile inscripționate prenume. Și ideea lui este că la data în care a fost făcut monumentul, fiecare timișorian, așa spune povestea, poate să-și găsească prenumele pe acest cub. În ideea că cei care au murit la Revoluție au murit pentru fiecare dintre noi. Și dacă stați să vă uitați, puteți vedea că sunt prenume în toate limbile. Adică și în română, și în maghiară, și în germană, și în sârbă. Hai să ne apropiem puțin. Eu pe al meu l-am găsit. L-am găsit și dacă... eu pe al tău, l-am văzut acolo, da. Dacă aveți mi-a sărit în ochi. Timp, puteți să stați să-l căutați. Am intrat în Piața Libertății, care își are numele de la o altă revoluție. Revoluția din 1848. Acesta este locul în care au murit primii oameni împușcați la Timișoara. Zic specific împușcați, deoarece se pare că prima persoană care a murit la Revoluție a fost tot în 17, însă a fost călcată de un tab. Nu în centru orașului, dar într-un loc unde erau manifestanți și unde armata încerca să îi disperseze și ea a murit strivită de tab. Cam jumătate din clădirile care se află în piață aparțineau la momentul respectiv armatei. Generalatul vechi, comenduirea garnizoanei, cazinoul militar și din aceste clădiri au ieșit oameni înarmați duminică după amiaza, în 17, și au început să tragă în mulțime. Avem și o placă undeva care ne spune despre prima persoană care a murit. Chestiile astea sunt așa, nu poți să știi dacă chiar a fost prima sau nu. Interesant este că placa este a unei femei, o sârboaică.
Care, evident, dacă n-a fost prima, a fost printre primii. Da. Au intrat aici mașini blindate pe care revoluționarii au reușit să le oprească câteodată. Da. Le-au orbit vizetele pe unde vedeau ei, unele s-au izbit în stâlpi sau în clădiri, le-au pus cârpe la țevile de eșapament, în alte cazuri le-au pus rângi la șenile, deci oamenii cu mâinile goale au făcut... A făcut chestia asta. Putem să mergem să vedem plăcuța aceea. Lepa bărbat se numește femeia. Aici este lepa bărbat, cea care a murit aici în piață, împușcată. Da. Avem două plăcuțe, una în română și una în sârbă. Soțul ei și două fete au rămas orfane și unul dintre ei, nu știu, probabil soțul a fost rănit atunci și el a murit recent, acum un an, doi. Vreau să mă mai arăt niște grafitiuri din perioada Revoluției. Și un lucru interesant, fostul director al Memorialului Revoluției, Traian Orban, a fost împușcat aici în 17 în picior și cineva l-a luat și l-a tras afară din piață ca să-l salveze, era doar rănit, după care l-a abandonat, ori că n-a mai putut să-l ducă, a fugit ca să nu fie împușcat și el, sau a crezut că e mort, se pare că el a crezut că e mort, i-a mai tras și pe alții. Și după aceea, după o vreme, s-a întors și nu i-a mai găsit, probabil i-a luat altcineva și i-a dus la spital. Și apoi, în zilele următoare, sau când s-a terminat Revoluția, a venit și a desenat aici trei cruci negre pentru cei care el credea că au murit atunci. E desen original? Da. Sunt făcute cu vopsea, că nu era cu spray atunci, dar sunt din perioada Revoluției și e bine că au supraviețuit. Probabil vor fi păstrate și după renovarea clădirii. O să vedem și aici, avem urme de gloanțe pe clădiri și acum chiar avem un regulament local care spune că urmele de gloanțe de la Revoluție trebuie păstrate când se renovează clădirile. O să ne apropiem de statuie. Statuia are și ea urme de gloanțe pe care chiar poți să pui mâna și foarte bine se văd urme de gloanțe pe colțul clădirii din față acolo. Adică ce e în spatele statuii, nu? Sub turn. Da, chiar la baza turnului se văd foarte multe urme de gloanțe. Statuia a fost restaurată între timp, dar urmele au rămas, au fost păstrate, vedeți? Așa, aici. Și acolo sus, la baza turnului. Iar acolo, hai să zicem noi unde sunt, uite, chiar deasupra acelui ultim balcon. Deasupra balconașului, da. Pe frontonul clădirii, da, pe colț. Haideți să mergem și în piața Sfântul Gheorghe. Suntem în piațeta Sfântul Gheorghe, cea mai veche piață din Timișoara, există încă din Evul Mediu. Și aici avem un monument mai special, o statuie a Sfântului Gheorghe, la care dacă te uiți, ai putea spune că e făcută după desenul unui copil. Adică arată așa foarte naiv, vedeți și calul și sfântul și dacă mergem în lateral putem vedea balaurul care arată ca un dragon de pluș, mai degrabă. De aceea poate a fost aleasă pentru a fi monumentul în cinstea copiilor care au murit la Revoluție. Sfântul Gheorghe este cavalerul care ucide balaurul simbolizând răul, diavolul. Copiii ăștia sunt un fel de Sfântul Gheorghe fără a vrea să fie asta, adică cei mai mulți dintre ei au murit pur și simplu fără să aibă vreo legătură cu Revoluția, dar gestul lor sau faptul că au murit este tot o luptă cu un balaur. Pe partea din spate avem, hai să mergem în lateral că de acolo vedem mai bine, partea din spate avem și lista cu prenumele și vârsta pe care o aveau la Revoluție. Și putem vedea că sunt copii de la 2 ani până la 17 ani. Unii din cei de la 17 ani chiar au fost pe străzi. Pentru că pe străzi au fost și adolescenți.
Iar tineri de 18 ani avem chiar mulți, pușcați la Revoluție și foarte mulți au fost și arestați în zilele acelea. Și aici avem urne de gloanțe, probabil unele din ele, pentru că s-a tras și aici. Suntem în fața Consiliului Județean și vedem printre copaci pe acolo niște stâlpi și acolo este și balconul. Da, balconul de la etajul 1. Actualmente Consiliul Județean și Prefectura. În 89 era sediul județenei de partid, sediul Partidului Comunist Român din județul Timiș. Unul dintre locurile unde s-a protestat foarte mult. Deci, oamenii aici simțeau că trebuie să vină și să-și exprime ofurile. Revoluționarii au venit în 16 aici, în 17, când au cucerit clădirea. Deci au reușit să intre în clădire, au spart ceva geamuri, au aruncat cărți, portrete cu Ceaușescu pe fereastră și au și incendiat. Însă incendiul a fost oprit. Lupte s-au dat aici, în toată zona aceasta, în piațeta aceea, aici în față, pe străduțele de lângă, camioane cu pompieri, camioane militare, unele din ele au fost incendiate, camioane și militare și de pompieri. S-a și tras după aceea, după 17, dar și în zona din apropiere, de la Continental încoace, acolo au fost apoi cordoane de militari care împiedicau revoluționarii să vină pe locul acesta, dar și mai departe, unde este unul dintre podurile peste Bega, podul Decebal. Acolo a murit prima persoană, cea călcată de tank, pe la prânz în 17 și mai târziu în 17, pe înserat, acolo s-a tras, iarăși așa, aproape în plin și au murit vreo 5 persoane în locul acela, în acel moment și mai multe au fost rănite. Aici ajunge prim-ministrul Dăscălescu și aici se formează un grup de reprezentanți de revoluționarilor care urcă și merg și discută acolo. Vă dați seama că le era frică, nu știau ce se întâmplă înăuntru. Înăuntru era pază, era armată care să-l păzească pe prim-ministru și lor era foarte frică că poate dacă intră vor fi luați și duși direct. N-a fost așa. S-a discutat, ei și-au expus cererile. Cum spuneam, până la urmă a fost respectată doar cea cu eliberarea celor prinși. În 20, când Timișoara a fost declarat primul oraș liber de comunism și când s-a venit în grevă de la marile fabrici, aici s-a venit și la operă. Și aici era o mulțime foarte mare. Cam asta e povestea Revoluției în mare în Timișoara. N-am atins chiar toate punctele, însă am atins câteva dintre cele mai fierbinți. E un pic ciudat să facem turul ăsta vara când sunt 30 de grade, dar în același timp e bine să-l facem tot timpul anului, pentru că în decembrie câteodată la Timișoara există așa un fel de inflație de evenimente legate de Revoluție și nu toate sunt chiar ce ar trebui, unele sunt făcute doar așa ca să fie bifate. Preferatul meu este Marșul Revoluției pe care îl organizează Galeria Poli și care este probabil cel mai autentic moment. Și mi-ar plăcea să existe un obicei. Fiecare an spun tuturor să mergem la marșul acela și merge foarte multă lume și mi-ar plăcea să vină oameni din alte orașe pentru asta. Așa cum se merge la 1 decembrie la Alba Iulia, de ce nu să venim în fiecare an la Timișoara în 16-17 decembrie, n-are o dată fixă, de obicei 17, ca să ne aducem aminte de Revoluție. Vă mulțumim pentru acest tur. Dragilor, scrieți în comentarii care sunt amintirile voastre legate de acele zile din decembrie 1989 și le vom citi pe toate. Vă mulțumim pentru atenție și vă urăm toate cele bune.